S-a deschis târgul de Paște de la Sibiu. Peste 50 de expozanți din toate colțurile țării și-au adus cele mai bune produse și preparate pentru a-i atrage petrecători cu dulciuri, decorațiuni, obiecte din ceramică și jucării. Nici cei mici nu au fost uitați, pentru că organizatorii au pregătit mai multe ateliere care îi încurajează pe copii să dea frâu liber creativității. În centrul Sibiului și-au făcut apariția deja tradiționalele căsuțe sub forma unui ou de Paște. Aici comercianții încearcă să le atragă atenția oamenilor cu tot felul de bunătăți, dar și cu creații inedite. Am venit cu lumânări decorative, toate create și pictate manual, cu tematici diferite, de tematică pascală, cu peisaje din Sibiu, de vară. Bună ziua, am venit cu bagli, cu cozonaci, cu langoși calzi. Avem sărățele, avem turtă dulce, bineînțeles, în formă de ouă, pictate manual. Și vă așteptăm cu drag. Atât turiștii veniți din toate colțurile țării, cât și localnicii, caută cadourile perfecte pentru apropiați în cadrul târgului. Este deosebit. An de an este tot mai frumos, tot mai multe lucruri interesante vedem de fiecare dată. E o plăcere să revenim. Știu că aici de Paști găsesc exact ce am în minte de anul trecut. Decorațiuni specifice pentru Paști și altceva, un cadou pentru părinții mei. Se anunță niște zile frumoase. Aduce 50 de expozanți din toate colțurile țării. Avem undeva pe la vreo 20 de județe, să zic cumva, reprezentate. Avem și expozanți din anii trecuți, dar și câțiva noi. Avem și niște căsuțe, să zic, cu caracter social de la Direcția de Asistență Socială, dar și o asociație ucraineană. Avem de la lucruri, să zicem așa, mai tradiționale, adică niște dulciuri, cozonaci, turtă dulce, până la cadouri mai deosebite. De GSPC Sibiu participă în premieră la Târgul de Paște din acest an. Copiii aflați în centrele de plasament au pregătit decorațiuni pentru turiști. Toate cele 20 de centre din structura de GSPC au lucrat intens pentru a putea bucura comunitatea cu produse, cu ornamente pentru Paști. Vrem să aducem o bucurie tuturor și să le arătăm cât de talentați suntem. Târgul de Paște de la Sibiu rămâne deschis până în data de 7 mai, zilnic între orele 11 și 21.